Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. Așa că, fără să mai stăm foarte multe gânduri, spunem bun venit invitatului nostru, domnul Ovidiu Ruznac, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Nădejdea din București. Ovidiu, bine ai venit! Pace, bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur să stăm împreună. Tu ai mai fost la noi în studio și a zice că nu este prima dată când vii, cunoști lucrarea noastră. Stimați prieteni, ca să vă spunem așa pe scurt relația pe care o avem împreună, noi suntem în aceeași biserică, dujim în aceeași biserică. Fratele Ovidiu Ruznac este păstorul meu, așa că de data aceasta am onoarea să stau de vorbă și să discut cu păstorul bisericii în care sunt membru și în care slujim împreună. Da, Ovidiu... și eu sunt onorat și apreciez lucrarea pe care o faceți aici. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze și mai ales cei care ne ascultă, mă rog ca emisiunea noastră să le fie folositoare, să ne ajute pe toți. Slavă Domnului! Ovidiu, aș spune că ești așa, dacă ar fi să facem o statistică, unul poate dintre cei mai tineri invitați pe care am avut la emisiunea aceasta. Și slavă Domnului că Dumnezeu scoate tineri în slujire și la nevoia care este astăzi, să spunem, la secerișul de care Domnul vorbește în Sfânta Scriptură, mă bucur atunci când văd foarte mulți tineri și oameni care au ales să facă treaba aceasta, au răspuns da chemării lui Dumnezeu și despre una dintre aceste chemări o să discutăm în seara aceasta. Generic am numit titlul Evanghelizare la firul ierbii. Vom vedea ce înseamnă tipul acesta de evanghelizare, în ce constă, de ce e nevoie, cum facem și apoi ne uita puțin practic și la ceea ce tu faci, lucrarea aceasta în care ești implicat și pe care dorești împreună cu noi să o promovăm în seara aceasta. Haideți să începem cu începutul. Pentru cei care ne cunosc, pentru că cuvântul evanghelizare poate este un termen așa mai special folosit în mediul evanghelic, hai să încercăm să dăm o definiție, ce înțelegem noi prin evanghelizare, ce ar trebui să înțeleagă telespectatorul atunci când vorbim despre evanghelizare. Aș vrea să dau citire unui text din Evanghelia după Matei, care să fie cumva baza discuției noastre în seara aceasta. Bine, ele pot fi mai multe, însă cred că cel mai potrivit este din Matei capitolul 9. Spune de la versetul 35, Iisus străbătea toate cetățile, satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Bineînțeles că de-a lungul istoriei s-au dat multe definiții vis-a-vis de lucrarea de evanghelizare. Au fost oameni mari al lui Dumnezeu care au scris despre evanghelizare, s-au scris multe cărți despre evanghelizare. Simplu, evanghelizare este a răspândi vestea bună. Mi-a plăcut o definiție pe care a dat-o cineva evanghelizării, întrebat fiind ce este pentru el evanghelizare, el spunea, când un cerșetor găsește pâine, îi spune altui cerșetor unde poate să găsească pâine. Eram pe stradă și sâmbătă vorbeam cu un domn în jur de 45-50 de ani, lucra în IT, un domn foarte deștept și mă întreabă, domnule pastor, dar de ce ieșiți pe stradă? Ce vă determină să ne căutați, să stăm de vorbă? Era și destul de frig afară. Și i-am spus, domnule, uite, și eu acasă am trei copii, unul de o lună de zile, abia. Și am lăsat copiii acasă, soția, și vin pe străzi, nu că sunt nebun.
ci îmi doresc să le spun oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, să le spun oamenilor că există speranță, să le spun oamenilor că cineva poate să îi spere de păcate, să-i mântuiască. Și a spus povestea din Vechiul Testament cu leproșii care au găsit mâncare în tabăra sirienilor și au spus: dacă vom mânca numai noi și nu îmi spune și la alții, ne bate Dumnezeu. Și au mers și au spus în cetate că există mâncare. Cred din toată inima că fiecare copil al lui Dumnezeu născut din nou nu poate să tacă, ci el are un foc în inimă, un foc pe care l-avea și Ieremia de altă dată, când spune el: am vrut să tac și n-am putut. Când am găsit ceva valoros, trebuie să spun și altora. Cred că asta este evangelizare. Focul ăla din suflet, să spui și altora că tu ai găsit iertarea de păcate, că tu ai găsit mântuirea, că tu l-ai găsit pe Iisus. Foarte frumos, foarte frumos. Un foc acela care te face să nu stai locul lui și să te duci să mărturisești. Exact, mi-a plăcut cum ai zis, ca un bolnav care găsește un remediu, un leac, să spunem, minune la o boală pe care o are și atunci se duce să o spună și altora pentru ca și alții să aibă parte de această vindecare. Ovidiu, când vorbim despre evangelizare, aici mi-a plăcut foarte mult modul în care ai prezentat focul acesta care, într-adevăr, te trimite. Nu te lasă să stai locului, te face să faci ceva, da? Te determină să faci ceva. Dar când vorbim la nivelul comunității, la nivelul bisericii, înțeleg, biserica este formată din oameni, din oameni născuți din nou, din oameni care l-au întâlnit pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor. Și clar, o inițiativă a bisericii depinde de foarte mult de ce fac oamenii din biserică când vorbim despre evangelizare. Dar dacă aveți să ne uităm la mod individual, vreau să te întreb foarte direct și să-mi spui care e părerea ta sau ce crezi tu că spune Sfânta Scriptură despre lucrul acesta. Este legat de opțiunea aceasta de a face sau nu face. Până la urmă, eu sunt păcătos, găsesc iertarea la Domnul Hristos, mi-am rezolvat problema mântuirii, mă duc pe cale, încerc să mă sfințesc, fac tot ce pot să ține de mine, dar există tendința asta de a nu mai face nimic în afară. Și noi avem, cel puțin în zona aceasta evanghelică, avem mereu sintagma aceasta că credința este personală. Practic, relația mea personală cu Domnul Hristos. Prin Domnul Hristos, relația mea personală cu Dumnezeu. Deci, oarecum totul se rezolvă la relația mea personală. Și așa e, și în familie, copiii, fiecare membru al familiei trebuie să aibă o relație personală cu Hristos. Nu ne mântuim ca familie, nu ne mântuim ca grup de oameni, nici de cum ca nație, da? Ci fiecare în dreptul lui. Există la noi tendința asta ca în momentul în care avem oarecum saci în căruță, dar am mers pe calea aceasta, să nu ne mai pese și să nu mai facem ceea ce au făcut alții pentru noi. Dacă nouă au venit, am avut, să spunem, binecuvântarea aceasta ca să ne se spună cineva: tu ești dintr-o familie în care ai crescut, cunoști Evanghelia de când erai mic, da, ai crescut într-un mediu de asemenea. Dar sunt alții care au venit și au spus. Asta au făcut-o încă de la primii apostoli până în zilele noastre. Sunt oameni care se duc în zone unde nu s-au auzit de Hristos. De ce o fac? Bun, pentru că au ei dorința asta de a face ceva sau este o poruncă, o chemare universală pe care până la urmă fiecare dintre noi trebuie să dea un răspuns pozitiv sau negativ. Adică vreau să spun până la urmă direct, evanghelizarea, mergerea aceasta, mare aceasta trimite la Dumnezeu, este o opțiune, o facem dacă vrem sau dacă avem chef și nu avem ce face, sau este o chemare din partea lui Dumnezeu să facem treaba aceasta? Bun. Când a fost vorba să ies eu pe stradă, că vorbim despre evanghelizarea la firul ierbii și pentru mine evanghelizarea la firul ierbii înseamnă evanghelizarea nu neapărat pe stradă, dar evanghelizarea de la om la om. Exact asta. De la fir la fir, așa. De la om la om. Da. Prima dată când am început să ies pe stradă, să fac evanghelizare, am fost foarte descurajat. Descurajat în sensul în care eu mă așteptam să fie un anumit rezultat, el n-a venit. Și am căzut într-o oarecare dezamăgire și am spus: măi, până la urmă, evanghelizare înseamnă să intri în anumite relații cu oamenii și așa... Cred că e cea mai bună metodă să faci evanghelizare și cumva n-am mai ieșit pe stradă, n-am mai făcut evanghelizare de la om la om.
Însă, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, aș vrea să o nuanțez un pic, dacă evangelizarea este o opțiune, și eu pot să-mi iau opțiunea asta, să fac alegerea asta, spun sau nu spun. Nicăieri în Biblie nu găsim că evangelizarea este o opțiune, ci dimpotrivă îl vedem pe Mântuitorul care ne dă poruncă să facem evangelizare. Deci evangelizarea e o poruncă. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Ei, când a fost vorba să ascult de porunca aceasta, mi-a venit mie personal foarte greu. Deși sunt pastor, poate mă aud în Oreaș și de la biserică se supără pe mine. Și n-ai nicio problemă n-a vorbit despre Evanghelie. N-ai nicio problemă, n-ai nicio dificultate de a vorbi despre Evanghelie. Ba da, n-a fost ușor. Nu, vorbim în general, nu în mediu. Într-o biserică n-ai nicio problemă să pleci. În interiorul bisericii și când sunt la amvon, sunt în apele mele, în lumea mea. Acolo mă simt bine, iau textul biblic. Când ești pe stradă, nu e același lucru. Ei, aici trebuie să înțelegem noi. E foarte important. Este o dificultate. Pe de o parte, vă mărturisesc, când am ieșit pe stradă, am ieșit cu alți frați din biserică. Și mă gândeam, oare lor le-o fi rușine? Că mie mi-era oarecum rușine. Și mai târziu să aflu că și ei erau oarecum intimidați. Nu e ușor să mergi pe stradă. De exemplu, am mers sâmbătă la o șaurmărie și erau acolo o gașcă de tineri, fete, băieți. Și mai aveam 6 testamente. Și am să nu mergem acasă cu ele, cu gloanțele. Mergem să le dăm. Și ne-am dus acolo, în mijlocul lor, să le dăm. Unii au râs, alții și-au bătut joc de noi. Au fost și care au ascultat. Dar după experiența asta am prins așa un curaj și o bucurie și am spus, mă, Ovidiu, de ce ți-a fost frică până la urmă? De ce ți-a fost teamă? Știi cum e cu a face evanghelizare la firul ierbii, a merge să spui oamenilor Evanghelia, ți-e rușine, ți-e teamă, până începi să faci. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, asta nu e o opțiune. Deci pentru copiii lui Dumnezeu vreau să clarificăm. Nu e o opțiune să facă evanghelizare. Ci este, și poate cuvântul datoriei e cam mult, dar cred că nevoia asta de a face evanghelizare trebuie să pornească, în primul rând, din dragostea mea pentru Hristos și din dragostea mea pentru oameni. E ca și cum am vorbit adineauri, dacă aș avea medicamentul cu privire la o boală și aș ști că cineva suferă, îl aș spune, îl aș recomanda. Cred că e ceva ce izvorăște din relația mea cu Dumnezeu. Dorința asta de a face evanghelizare izvorăște, vine din relația mea cu Dumnezeu, din studiul Scripturilor și din iubirea de oameni. Și bineînțeles, e nevoie uneori și de oameni care să ne tragă. Hai să mergem, hai să facem lucrarea. De oameni care să ne impulsioneze, să ne motiveze. Haideți să ieșim să spunem cuvântul lui Dumnezeu. Că uneori cădem așa într-o stare de asta, de adormire, de pace, mai ales dacă la biserică avem și cor, avem și orchestră, avem și predicator, avem și predici, avem tot ce ne trebuie. Deci, de ce am ieșit afară să facem evanghelizare? De ce le-am spune și altora despre Hristos? Cum asta era întrebarea mea. Este opțiune și... Până la urmă, alegem noi ce vrem să facem sau este o poruncă la care trebuie să răspundem într-un anumit fel? Ucenicii s-au cuibărit foarte bine la Ierusalim și era bine acolo. Și Dumnezeu, până la urmă, trebuie să facă ceva. Dumnezeu a trebuit să trimită o prigoană. Da? Nu trebuie să ne ferim de cuvântul ăsta, deși e dur. Dumnezeu a îngăduit să vină o aspră prigoană asupra bisericii sale ca biserica să se disperseze. Pe cât e de adevărat că biserica se adună ca să se încarce, să se îmbărbăteze la oaltă, pe atât de adevărat că biserica se dispersează în cursul săptămânii, de ce? Să ducă mesajul lui Hristos. Acolo unde Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi. Dacă am înțelege lucrul ăsta în seara asta, ar fi mare binecuvântare. Așa este, așa trebuie, că tocmai de asta discutăm ca să ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă. Și mi-a plăcut că ai zis faptul ăsta și asta cred că fiecare dintre noi, dacă să ne zâmbim, recunoaștem asta înainte lui Dumnezeu. Noi ne simțim bine în mediul nostru. La biserică, dacă mergem în oricare biserică, știm cam ce avem de făcut, cam ce se întâmplă. Oriunde am fi, ne simțim bine. Să nu ne deranjeze nimeni prea mult. Exact. Dacă observați în biserici, domnule Vasile, cei mai mulți stau pe rândurile din spate, dacă îi chemi în față, se supără. Fiecare are locul lui. Cine, nu cumva să te ferească Dumnezeu să chem pe cineva de la balcon în sală. Deci fiecare se duce acolo unei bine, stă în biserică, dar nu la asta ne-a chemat Mântuitorul. Ne-am creat și un nu confort. Asta este credința. Ne-am creat un confort, o zona noastră unde ne simțim bine și ceea ce are de-a face cu evanghelizarea, fie că este evanghelizarea aceasta personală pe stradă, fie alte tipuri de evanghelizare sau oricare alt tip de lucrare, este să ieși din biserică. Practic, asta nu înseamnă să nu mai vii la biserică, dar cel puțin să faci ceva în afara
spațiul acesta. Noi am început să facem evangelizare inclusiv duminica seara după biserică și mi-am dat seama că sunt oarecum obosit după uneori și trei slujbe duminica. Noi avem și o misiune cu frații romi și dimineața la biserică, după amiaza la misiune, după aia seara iar la biserică, după orele 8 să ieși și pe stradă. Și am zis așa, duminica este ziua închinării, duminica este ziua când eu mă duc la biserică și mă încarc, mă zidesc sufletește, mă întâlnesc cu biserica, cu Mântuitorul meu în biserică, dar avem celelalte zile, luni, marți, miercuri, joi, vineri, când dăm nas în nas cu o mulțime de oameni. Cine împiedică să purtăm la noi, poate sună primitiv, o să spună, domnule, ăsta e și tânăr și e și primitiv, dar mă întreb uneori, cine împiedică să avem la noi un Nou Testament, o broșură, un tractat, ceva, pe care să-l împărțim, să-l dăm cuiva. Poate nu stăm să vorbim, dar măcar să dăm cuiva, uite, îți dau un Nou Testament sau îți dau o broșură, citește-o, uite, e o metodă de a spune cuiva despre Hristos. Nu știu de ce apetitul acesta, până la urmă, baptiștii au avut spirit misionar, nu? Nu știu de ce s-a stins. Bun, asta nu e... Poate facem, da, o temă... separată pe tema aceasta. Da. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să aprindă flacăra de misionarism, de evangelizare în bisericile baptiste, care ne uităm, nu trec printr-o situație foarte bună. Este de ce să nu o spunem? Că n-avem unde să ne... Da, bisericile noastre se golesc, tinerii ne pleacă, se întâmplă ceva și noi stăm și ne întrebăm ce se întâmplă. Eu mă duc pe stradă și abordez pe oameni și unii oameni nu vor să vorbească cu mine. Și le spun, oameni buni, nu fugiți de mine, că la biserică nu veniți, vin eu după voi, sunt bisericile goale, eu vin să vă caut și nu mă las până nu vă spun ceva despre Domnul Iisus. Și am fost șocat să văd oameni de toate vârstele, și mai tineri, și mai în vârstă, când aud că bisericile se golesc și că oamenii nu mai caută pe Dumnezeu și vreau să stau de vorbă cu ei, să înțeleg de ce, se opresc. Unii au spus, nu iau eu Noul Testament sau nu iau eu Biblia. Până la urmă au luat Biblia și mi-au promis că o citesc și mi-au promis că o să vină și la biserică. Faptul ăsta de a recunoaște că trecem printr-o oarecare stare de faliment. Noi culegem niște roade, pentru că prosperitatea asta, la fel ca și poporul evreu, care când au ajuns în Canaan și când s-au văzut cu case pe care nu le-au construit ei, când s-au văzut cu vii pe care nu le-au sădit ei, Iosua le-a spus, cuceriți până la capăt. N-au cucerit până la capăt. Au început fiecare să se bucure de... Oarecum, să știți, domnule Vasile, că perioada pe care noi avem de libertate și de pace nu cred că a fost vreodată în istoria României. Niciodată. Atâta pace, atâta prosperitate, atâta libertate religioasă. Și niciodată în istoria României, parcă bisericile nu au fost mai seci și mai lipsite de elan să facă evangelizare. De la om la om vorbind, în mod special. Că așa evangelizări s-au mai făcut, pe evangelizări în biserică, dar și acolo oamenii vin cum vin. Și după aia nu mai vin, când se termină evangelizarea și când pleacă păstorul care predică și când pleacă corul care e invitat, când rămân cu biserica locală care de uneori e lipsită de anumite resurse, oamenii se dispersează, să pleacă din nou și ne întoarcem tot de unde am plecat. De aceea fac o apologie și cred că e nevoie să ne întoarcem spre oameni, de la om la om. Și fiecare dintre noi să fie acolo unde l-a pus Dumnezeu, un evanghelist. Și trebuie să-i chemăm pe toți credincioșii baptiști să fie, și toți credincioșii, pentecostal, creștin cu Evanghelie, fiecare cum e el, să înțeleagă că are o menire, o datorie și o dragoste față de Dumnezeu să răspândească cuvântul, să răspândească Evanghelia. Nu-i trebuie școală teologică pentru asta, nu-i trebuie seminare, îi trebuie doar dragoste și focul lui Ieremia în inimă. Amin. Una din provocările pe care le avem noi atunci când suntem chemați să mărturisim Evanghelia altora, are de-a face cu mărturisirea aceasta în public. Noi suntem credincioși și avem credința noastră, poate suntem chiar foarte credincioși, nu creăm probleme, ne vedem de treaba noastră în biserică, dar avem o problemă atunci când trebuie să ieșim în public, mărturisirea aceasta publică. Noi spunem că credința este într-adevăr personală, dar am spus-o și altă dată, ea nu este privată. Adică faptul că tu ești omul lui Hristos, că ești urmașul lui Hristos, trebuie să se vadă. Domnul Iisus spunea că o cetate care e așezată sus pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Lumina sub obroc, sarea care nu sărează, da. Și tot așa. Deci, practic, în momentul în care Dumnezeu ne-a așezat în diverse locuri, în afara bisericii, că în biserică suntem duminica și poate o dată pe săptămână, miercurea, joia, fiecare cum are, dar în restul zilelor suntem la servici, la școală, știu, în treburile noastre și atunci... prezența aceasta a credinciosului în aceste merite se vadă lumina lui Hristos. Și asta e primul pas în a mărturisi. Și de aici, prin ceea ce faci în general și ceea ce spui, dar de a merge în mod special
în a vorbi altora, chiar dacă tu ai și alte preocupări, treci la serviciu sau știu, ești la școală, aici necesită ceva în plus. Pe lângă faptul că tu nu ți-e jenă, practic, aici trebuie să ajungem, Ovidiu. Sunt oameni că nu le jenă să recunoască că sunt credincioși sau că merg la biserică. Ei sunt ok în biserică, dar nu se dau cu cărămida în piept sau cum să spun, nu se laudă. Poate știu, au o reține sau ceva. Și asta este o problemă personală, o problemă de mărturisire. Da? Sau poate nu se simt vrednici să facă lucrul acesta. Acum la capitolul acesta, mă scuzați, dacă e cineva care trebuie să se smerească, acela sunt eu. Dacă a fost cineva căruia i-a fost rușine că e pocăit, acela am fost eu. Nu știu, eu am avut o rușine și o jenă că sunt credincios. Eu acum stau și mă gândesc de unde au venit acele stări. Dacă mă desconspira cineva la școală, de exemplu, măi, cred că e credincios, cred că e pocăit, cum se spunea. Că, da, uite-l, e mai pocăitul. Diferit asta, da. Deja îmi făceam tot felul de probleme cum să acopăr lucrul ăsta. De ce? Nu vreau să arunc vina pe biserică sau pe părinți că n-au stat suficient de vorbă cu noi. Ba din contră, biserica, frații, păstorii noștri, liderii de școli duminicale, părinții ne-au spus, domnule, e o cinste, e o laudă că ești creștin, că ești pocăit, nu trebuie să vă fie rușine cu lucrul ăsta. Și cu toate astea tot ne-a fost rușine. Eu cred că problema asta a rușinii este o problemă puțin mai adâncă și ea vine chiar de la cel rău. Pavel îi spune lui Timotei să nu-ți fie rușine nici de mine, întemnițatul lui Hristos, nici de Evanghelie, ci suferă împreună cu mine ca un bun ostaș care n-are de ce să-i fie rușine. Și apoi Hristos a spus, oricine se va rușina de mine, în fața acestui neam, care e un neam viclean, ticălos, curvar și prea curvar, mă voi rușina și eu de el în împărăția tatălui meu. Iată că una din problemele când vine vorba să ieșim pe stradă, și mă mărturisesc că și acum am unele probleme când ies pe stradă, asta o spun cu toată sinceritatea ca să fie o încurajare și pentru alții care simt uneori rușine sau simt oarecare sentimente de jenă, de frică, că până la urmă rușinea asta e și oarecare lașitate, frică. Mă gândesc dacă mă resping, dacă râd, dacă își bat joc de mine sau dacă mă iau la bătaie, ce mă fac? Și atunci e o realitate, rușinea asta, frica asta pe care noi o simțim când vine vorba să facem evanghelizare. Mă întrebam și de multe ori îi spunea soției mele că ea mă întreba cum ar fi să spun la birou Evanghelia. Păi ar fi simplu, te scoți în pauză un Nou Testament sau o Biblie și citești. Și vezi, vine vreo colegă și te întreabă, mă, tu ce citești acolo? Ia să... Faci lucrul ăsta, păi ce ar zice ceilalți? Deci, problema e o problemă de relație cu Dumnezeu. Iisus a spus, nu degeaba Domnul Iisus spune cine se va rușina de mine și de cuvintele mele. Când eu înțeleg cine este Hristos și ce a făcut Hristos pentru mine, atunci nu mă mai rușinez, nu mai îmi este jenă să spun și altora. Deși ne luptăm cu sentimentul ăsta, vă mărturisesc sincer, ne luptăm cu sentimentul ăsta. Și acum, mă uit când ieșim pe stradă, spun, Doamne, dar o să spună oamenii că suntem niște ciudați, deja oamenii au început să ne cunoască, când ne văd, unii arată cu degetul, alții râd înspre noi, dar ne luptăm să învingem aceste sentimente de rușine și acum, după ani de zile de mers pe stradă. Că nu a început lucrarea asta acum, lucrarea asta o practicăm în ani de zile. Cum ești, sau cum ai reușit până acum să treci de prima dată când ai fost respinsă, primele respingeri, că cu cei care te acceptă și să stai de vorbă sau te-au aprobat, au primit ceva, dar cum te-ai simțit în momentul în care ai fost respins? Cineva ți-a zis că nu vrea să stai de vorbă sau că nu are timp sau știu eu, ți-a dat de înțeles că nu e momentul atunci? Cum ai te cuprins în momentele astea? Eu am început lucrarea pastorală la țară și era o bisericuță destul de mică. Și am zis, măi, trebuie să facem ceva. Și am început să scot tinerii din biserică și să ieșim pe stradă. Unii din biserică nu mi-au dat prea multe șanse. Au zis, mă, satul ăsta nu se pocăiesc cu oamenii. Nu. Sudul vechea, României. Sudul vechea, României. Vechea nu merge, frate. Nu. Vechiul regat. Haide să încerc, haide să văd dacă... Și mare mi-a fost surprinderea când cei mai mulți, și vă mărturisesc, domnule Vasile, cei mai mulți au fost cu inima deschisă gata să primească Evanghelia. Deci cei mai mulți au fost... Asta e realitatea pe care am întâmpinat-o eu pe teren. Fie la țară, lângă București, fie în București. Deci să știți, cei mai mulți oameni primesc cuvântul lui Dumnezeu. Săptămâna trecută am ieșit în parc
Și chiar un om cu o față zâmbitoare, ne-am apropiat de el, zâmbea la noi, ziceam, domnule, ce-i cu ăsta de zâmbește la noi așa? Domnule, am venit să vă spunem despre Hristos, să vă dăm un Nou Testament. O, dar cine sunteți? Și am avut o discuție de aproape jumătate de oră foarte interesantă cu omul, foarte deschis. Și atunci mi-am amintit cuvintele pe care le spunea Domnul Iisus Hristos. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Puțin sunt lucrătorii. A spune că oamenii ne resping, și a nu face evangelizare, cred că e un mit pe care vreau în seara asta un pic să-l demontăm și să spunem adevărul că nu, oamenii sunt pregătiți, ogoarele sunt gata de recoltă. Vara a trecut, cum spune profetul, și noi toți suntem nemântuiți. Problema nu este la oameni, ci problema cred că este la noi, la cei credincioși. Așa este. Problema nu e la resurse. Îndrăznesc să merg până acolo încât să spun, nu era, resursele sunt o problemă. Era întrebarea... Da? Nu exact, resursele sunt o problemă. Mai mult ca oricând biserica are și clădiri și bani și mașini și proiecte și școli teologice și așa mai departe. Ce nu are biserica astăzi? Oameni care să meargă la firul ierbii, oameni care să meargă de la om la om și să fie gata să fie sincer, să fie deschiși, naturali și să-și mărturisească prin viață și prin cuvinte credința lor în Hristos Domnul nostru. Așa este, slavă Domnului. Când vorbim despre pregătirea celui care face evangelizare sau despre persoana, să vedem cam cum ar trebui să arate, cam ce calități ar trebui să aibă un om, în afară pentru, de faptul că e credincios și are câteva cunoștințe biblice minimul necesar, pe lângă asta, ce alte calități mai trebuie să aibă? Mi-aduc aminte, un coleg de-al meu, pastor, mi-a povestit o întâmplare foarte interesantă. A stat de vorbă cu cineva care era adept al lui Confucius. Și citea acolo în cartea lui Confucius și așa mai departe. Și i-a dat o Biblie și a spus, mă, uite, citește Biblia. Și ăsta a început să citească Biblia și ajunge la Lot, ajunge la... Zice, aoleu, păi ce e în Biblie? Numai curvie, numai... Incest și așa mai departe. Și vine la pastor și îi spune, pastore, păi în cartea lui Confucius sunt lucruri de onoare, lucruri de cinste. În cartea, în Biblie, uite ce găsim. Și pastorul zice, Doamne, slujitorul tău e la încurcătură, ajută-l. Se s-a blocat, zice, ce să-i mai spun? Doamne, ajută-mă să-i dea un răspuns. Și Duhul Sfânt l-a luminat și i-a zis așa, uite, domnule, Biblia este ca o oglindă. Știți, acum noi oricât ne-am uitat într-o oglindă, dacă avem boalfe, oglinda arată. Da, clar. Dacă avem coșuri, oglinda ne arată coșurile. Oglinda ne arată realitatea. Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă și El ne arată realitatea. De aceea, dacă tu vrei să te cunoști pe tine însuți, noi ne putem cunoaște pe noi înșine în relația cu oameni, dar noi ne putem cunoaște pe noi înșine în relația cu Dumnezeu, în Scriptură. Biblia ne arată cine suntem noi ca și oameni. De aceea în Biblie găsim tot felul de... Și omul ăsta care era un confucianist, zice, Confucius e un ipocrit, cartea lui e ipocrizie, Biblia este adevărată și s-a mântuit. Dumnezeu l-a mântuit, slavă lui Dumnezeu. Ce vreau să zic cu lucrul acesta? Nu trebuie să ne fie frică ce avem să spunem, pentru că Biblia spune că Duhul Sfânt ne va învăța ce avem să spunem. Eu merg pe stradă cu oameni care nu au o pregătire teologică, dar au dorință să facă evanghelizare. Unul dintre ei are 6 sau 7 copii și într-o seară îmi spune că fetița stătea de gâtul lui și abia venise într-un suflu să facem evanghelizare. Și vă spun, uneori stăm de vorbă cu oameni care au întrebări foarte dificile, IT-și de ăștia care, și tot felul de zona asta de middle class, care, oameni care au tot felul de întrebări, tot felul de universul și ne poartă în toate discuțiile. Dar n-am văzut pe niciunul dintre slujitorii Domnului sau dintre copiii Domnului care au mers pe stradă să nu aibă răspunsuri. Dumnezeu luminează. Când Dumnezeu ne luminează și Dumnezeu ne dă putere și Dumnezeu vorbește prin noi și ne folosește. De aceea, care e profilul pe care ar trebui să-l aibă un slujitor care dorește să facă evanghelizare de la om la om, evanghelizare la firul ierbii? Eu cred că trebuie să fie doar născut din nou atât. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă și să pun o întrebare. Nu știu dacă mai am ocazia, dacă mă mai invitați la emisiune vreodată. Te rog. Oare câți dintre noi suntem cu adevărat născuți din nou? Pentru că ar trebui să ne facă un pic pielea de găină în emisiunea aceasta și să ne punem întrebarea, pot eu fi născut din nou și să nu fac evanghelizare? Pot fi eu născut din nou și să tac? Pot eu să fiu născut din nou și să nu-mi piese de atâția oameni care îi văd la metrou
sute de mii, mii și mii de oameni, sute de mii de oameni, nu greșesc că spun sute de mii de oameni, trec care la metrou. Trec în fiecare zi pe la Piața Unirii, pe la, cu care noi ne confruntăm. Și să n-am eu un cuvânt, să n-am o lacrimă, să n-am o rugăciune, să n-am o zi de post pentru atâția oameni care mor în păcat. Poți să fii credincios și să taci? Poți să fii născut din nou și să nu-ți pese de... adică voi sta înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale? Spune acolo la 1 Corinteni că toți vom sta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu și lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Și unii strâng fân, trestie, dar alții strâng comori. Și comorile acestea sunt sufletele oamenilor pe care Dumnezeu ne cheamă să-i smulgem ca din foc și să-i aducem în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, Domnule, așa să fie, așa să ne ajute Dumnezeu să fim fiecare dintre noi mărturisitori, indiferent de... Am auzit ideea aceasta pe care l-ați spus-o. Sunt mulți care au zis, frate păstor, eu nu sunt chemat să merg pe stradă. Eu nu am darul ăsta. Eu mai degrabă dau zeciuială la biserică. Mi-a spus o soră undeva de pe lângă Prahova, zice, pastor, am auzit ce faceți. Eu vă plătesc, am bani, aveam o mică afacere, veniți să faceți și aici în sat la mine. Dar eu nu fac, eu... Și am întrebat toată, de ce nu faceți? Dar voi de ce nu puteți? De ce n-ați putea voi? Oare nu e o necredință? O neputință care vine dintr-o necredință a noastră din faptul că n-am făcut niciodată? Sau mai e o problemă aici, domnule Vasile? Să știți că eu m-am bucurat. Eu păstoresc în cartierul Giulești. Și cartierul Giulești e oarecum un cartier compus mai mult de case, ca la țară așa. Știți și blocuri, dar e o zonă mai așezată de case, de liniște. Și oamenii îmi spun, sunteți de la biserică? Știu pe cutare. Și eu îi întreb, dar ce părere ai despre cutare? Oamenii lui Dumnezeu, n-am nimic de reproșat. Mărturia fraților din biserică a fost pentru mine o cale deschisă să spun Evanghelia și altora. Dar când nu e mărturie, când eu sunt certat cu vecinii sau când oamenii mă știu în cartier ca pe un nebun sau așa mai departe, cum le spun eu altora? Cum aș putea eu să ies? Dacă lucrez la muncă sau sunt pe șantier și zbier mai mult decât alții sau dacă, nu știu, lucrez la birou și acolo sunt mai rău decât și mai... Nu las-o mă... Cum aș putea să spun eu Evanghelia colegilor mei dacă viața mea lasă de dorit, dacă nu-i naștere din nou? Așa este, dimpotrivă, chiar pune o barieră celui care ascultă. Îl împiedică să creadă. În momentul în care ceea ce spui nu se conformează cu ceea ce faci, nu este o legătură, practic, viața ta nu arată ceea ce spui, s-ar putea să fie chiar o pricină de poticnire pentru cel care nu o cunoaște. Mă tem că traversăm astfel de vremuri. Din punctul meu de vedere, nu spun ca pe o laudă, dar sunt câțiva ani de când ieșim pe stradă și facem evanghelizare și ne implicăm foarte mult cu oamenii. Ogoarele sunt gata de recoltă, oamenii sunt gata să întoarcă la Dumnezeu. Oamenii nu resping, să știți, harul lui Dumnezeu. Oamenii nu resping cuvântul lui Dumnezeu. Foarte puțini. Sunt aceia care ne-au spus, nu-mi trebuie. Dar cei mai mulți au primit cuvântul lui Dumnezeu. Problema știți unde e? Păi eu îi întreb, dar de ce nu mai vin credincioși la biserică? Eu nu le spun că sunt ortodox sau că sunt baptist sau că bisericile sunt goale. Nu mai e ce a fost. Și de ce nu credeți asta că nu mai vin oamenii la biserică? Și încep să spună de preoți, de pastori, de mărturia noastră care lasă de dorit. Lasă de dorit uneori. Mai ales într-un cartier în care sunt case, cum e cartierul Giulești, unde oamenii se cunosc, se știu, stimați spectatori, pentru cei care nu cunoașteți București, sunt și zone din acestea. Biserica Nădejdea, în care amândoi suntem membri, este o biserică de genul ăsta unde oamenii... Biserica este așezată într-un cartier de case, destul de vechi cartierul, cartier de mulți lucrători care erau la CFR. Oamenii știu biserica, mai ales că biserica este destul de veche. A fost înființată în 1933, a trecut prin multe probleme cu autoritățile în timpul comunismului, deci e un punct destul de strategic acolo. Și oamenii știu, oamenii cunosc, oamenii ne recunosc atunci când ne văd, când intrăm, când ieșim, așa că presiunea aceasta a mărturiei este mult mai mare când ieși pe stradă și din întâmplare s-ar putea să te întâlnești cu unul dintre vecinii tăi, în cartier, în parc sau știu eu. Și atunci, practic, știți cum noi avem tendința aceasta și poate câteodată ne e ușor să mai vorbim în altă parte decât în zona în care stăm, între vecinii noștri, pentru că vecinii ne știu și de bun și de răi. Așa cum sunt, de fapt. Ei ne văd și ne analizează. Dar în momentul în care câteodată suntem nevoiți să dăm ochii și cu vecinul, știți, să mărturisim,
Atunci, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți și să știm, de fapt, tot timpul trebuie să fim foarte atenți la viața noastră, la nașterea din nou, dacă viața noastră, într-adevăr, mărturisește pe Domnul Hristos sau, din potrivă, face un deserviciu. Bun, dar asta nu o spunem ca să avem un spirit critic sau să descurajăm, ci din potrivă, Pavel spune, bă, dacă a prigonit cineva biserica, ăla eu am fost. Dacă a făcut cineva de serviciu, lucrare, acela eu am fost, dar s-a pocăit omul. S-a întors la Dumnezeu cu toată inima lui. Pentru orice credincios există loc de reparație. Invitația noastră este, haideți să reparăm câtă vreme se mai poate repara. Ce am observat și e un lucru care mă doare, e... Îmi pun întrebarea, ce se întâmplă cu copiii din familie de credincioși? Asta ar merita să discutăm o dată într-o emisiune. Asta e o emisiune separată, este foarte la zi problema. Stau și îmi pun întrebarea, ce n-au făcut părinții sau bunicii de copiii cresc și nu mai vor să meargă pe calea lui Hristos? Știi, mi-a pus întrebarea asta, dacă noi nu reușim să ne câștigăm familiile pentru Dumnezeu, de ce? Ce pretenție să avem să mergem la capătul pământului? Cred că chemarea asta de a începe să facem evanghelizare de la firul ierbii trebuie să fie o chemare de a începe să facem evanghelizare din sânul caselor noastre, din mijlocul familiilor noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să asculte, sunt convins că sunt bunici, tați, mame care suferă în inima lor. Deocamdată copiii mei sunt mici, nu știu ce va fi mâine cu ei. Vremurile sunt în schimbare. Cresc cu îngrijorare. Deja, acum dacă soția a născut cel de-al treilea copil, o fetiță, Naomi, stă acasă, cei mai mărișori vin cu mine, amândoi la biserică. Și fetița mereu, tata mă plictisesc, băiatul nu-mi spune că e mai mare și știe că mă supă. Dar fetița, tata mă plictisesc la biserică. Și stau și mă întreb, ce am putea face pentru ei? În așa fel încât dorința mea e să-i câștig pentru Hristos și ei să devină oameni al lui Dumnezeu. Nu mai spun de presiunea care va veni atunci când vor lua contactul cu clasele mai mari la școală, cu anturajele, cu adolescența, și atunci e o mare provocare și practic și noi, cred că aici e problema noastră a adaptării noastre, pentru că și modul ăsta în care prezintă Evanghelia, cu siguranță, apropo, cum abordez o discuție? Pentru că la biserică noi știm, discutăm, citim un text, predicăm și știm ce se întâmplă. Da. Dar pe stradă, cum începi? Cum îl bagi pe om în seamă? Dăm un exemplu cumva. Cum reușești să te apropii de el? Bănuiesc că prima dată îl saluți. Dar cum faci să, într-un mediu care nu e bisericesc, să intri în vorbă cu cineva pe care nu-l știi, bă, îl vezi pentru prima dată? Cred că aici este o adaptare, ceva. Trebuie să fie ceva astfel încât că nu o să te duci ca la biserică, stimați frați, ne ridicăm, citim textul și începem să... Haideți să citim de la Evanghelia cu tare. Nu, cred că e un alt tip, pentru că și aici este... Deci, doamne, unii sunt oameni, eu pot să comunic mai ușor sau mai greu, zic, băi, nu, trebuie să te legi de ceva, trebuie să ai un... Cel puțin, nu știu, încep de la vreme, de la mediul înconjurător, și spune, trebuie să ai ceva în plus atunci când te apropii de oameni, să-i zâmbești, bănuiesc. Da? Domnule Vasile, vă zic ceva, da, să nu râdeți de mine. Nu. Eram la începutul lucrării, nu știu dacă aveam un an, doi, de când fusesem ordinat ca pastor, și m-am dus cu un frate mecanic să fac evanghelizare. Eu aveam teancul meu de broșuri, de Noi Testamente, el teancul lui. El, pam, 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 le-a dat. Toate le-a dat. Eu cu teancul mare. El mecanic, eu păstor. Nu știam unde să le ascund, la spate, la... Și până la urmă el a văzut că sunt într-o oarecare dificultate să stau de vorbă cu oamenii, să reușesc să-mi fac datoria. Și m-a luat, hai să cu mine. Și mă uitam la el cu o față senină ca de înger, vă dau ceva bun, un cadou pentru dumneavoastră. Trebuie să-l primiți neapărat, e gratuit în seara asta, nu vă iau bani. Uitați, vă dau și o broșură, vă dau și un Nou Testament. E planul lui Dumnezeu de mântuire, de salvare. Aici veți găsi tot ce vă trebuie pentru fericirea noastră. Știți cum luau oamenii de la el? Niciunul nu l-a respins. Am auzit foarte frumos, spunea cineva că practic credinciosul, cel care face în special evanghelizare, trebuie să pornească de la orice și să ajungă la Hristos. Indiferent tema discuției, că e politică, că e, știu eu, starea vremii, că e sport. La un moment dat, mai ales în mediile astea în care ne mișcăm de obicei, că e parcul în care mergem de obicei, că e într-o localitate la țară sau știu eu, încep să-i cunoști pe oameni și se salută și începe, bună ziua, ce faceți, cum sunteți, cum... Și atunci, pur și simplu, să intri în vorbă. Că dacă intri în vorbă, încetul cu încetul trebuie să-l aduci pe om
cel puțin l-a discutat ceva despre Dumnezeu. Și în momentul în care prinzi momentul, poți să-l canalizezi și să-i pui întrebarea. Cum acum, eu cred că am un pic de lipici la oameni. Aici este și... Bun, eu sunt sigur că Dumnezeu echipează și Dumnezeu dă și o chemare specială pentru... Asta nu înseamnă că numai unii pot să facă. Clar, fiecare trebuie să măturisim. Dar Dumnezeu, pentru evangheliști, pentru oamenii care fac asta zi de zi, este clar și un dar special. Și cu siguranță Dumnezeu echipează. Eu nu cred că am avut neapărat darul acesta special. Iar îndrăzneala mai vine și făcând. Numai așa, vă spun. Eu când am ieșit pe stradă n-am avut nicio îndrăzneală. Ci din contră am simțit tot iadul, am simțit tot iadul împotriva mea, am simțit rușine, necredință. Și mergeam și de-abia așteptam să se termine alea două ceasuri timpul de evanghelizare. Și probabil ce spun eu acum o să spună mulți. Dom'le, așa este. Că poate și unii din biserica noastră i-am scos. Haideți să facem evanghelizare și au simțit și ei ce am simțit eu. Dar noi nu trăim prin simțăminte. Noi trebuie să mergem să lucrăm prin credință. Și după ce am trecut bariera sau obstacolul ăsta, a venit bucuria aceea vestitorului Evangheliei. Că reușești să strângi câțiva oameni în jurul tău sau un suflet. Și eu așa fac. Eu mă prezint, spun: domnule, bună seara, sunt pastorul de la biserica de aici, de aproape, sau asta, aș vrea să stau de vorbă câteva minute cu dumneavoastră despre viața spirituală, despre te-am aici o broșură, am un Nou Testament, ați citit Biblia, ce părere aveți? Acum cu vaccinul, oamenii de-abia așteaptă să vorbească cineva cu ei despre coronavirus, despre pandemie, despre toate nenorocirile astea. O încurajare. Abia așteaptă oamenii să audă părerea unui prelat, a unui om de biserică. Vă spun că nu fac probleme cum să intru în discuție cu oamenii, deși vreau să accentuez aici că și de la biserică m-au întrebat unii: frate, dar cum intrăm în discuție cu ei? Așa, îi zădărnicești pe oameni, oamenii stau în parc, bine, mersi, au venit să se relaxeze și tu te duci cu bocanci și îi deranjezi. Există concepția asta pe care trebuie să o demolăm. Eu nu-i deranjăm pe oameni cu Evanghelia, ci din contră, dacă cineva caută o piesă la o mașină și nu o găsește și mașina lui nu-i merge și e stricată și cineva îi spune: uite, știu de unde să cumpăr piesa respectivă. Eu te întreb, l-ai deranjat? Și ai făcut un mare bine. Asta e o șretrică al diavolului, să ne facă să... Deci cine sunt eu să mă bag în viața lui sau dacă omul e în parc, de ce să-l deranjez eu? Nu e adevărat. Cei mai mulți oameni au fost... extrem de, cum să spun eu, de respectoși și de mulțumitori. Vă dau un exemplu, că nu venim mai să vorbim teorii. O bătrână de 92 de ani, cu o minte lucidă și de o frumusețe extraordinară, spune: mămăică, eu nu mă mai pocăiesc. La anii mei, eu rămân în credința mea. Spune: mămăică, nu trebuie decât să citești Biblia, să ai o relație cu Dumnezeu, că nu religia ne mântuie. Și i-am dat o broșură, i-am dat o Biblie, a început să se uite, să răsfoiască. Aceea a fost toată discuția. Asta a fost sâmbătă seară. Duminică seară, când am ieșit iar în parc, mămâica ne strigă: domnilor, domnilor! Ne-am dus la ea. Ce s-a întâmplat, bunicuțo? Ce? Uite, o vecină de-a mea, când a văzut că mi-ați dat lucrurile care mi le-ați dat, mi le-a cerut să le citească ea și le-am dat ei. M-am rugat și n-am putut dormi toată noaptea și să mai vină oamenii lui Dumnezeu să-mi dea și mie un Nou Testament și o broșură. Mai dați-mi, mai aveți? A fost o experiență extraordinară. Deci oamenii care au strigat după noi, oameni care ne-au mulțumit, a fost unul care mi-a spus: nu-mi da Noul Testament, că eu nu citesc prostii dintre astea. Și a spus: domnule, de ce crezi că e o prostie? Hai să discutăm, uite, stau 10 minute cu dumneavoastră de vorbă, dacă vreți și dumneavoastră. Și după 10 minute mi-a spus: de-abia aștept să ajung acasă să citesc. Astea nu sunt, domnule Vasile, povești, sunt mărturii pe care eu, cu frații care am fost pe teren, le-am experimentat. Nu știu dacă oamenii aceia vor veni la biserică, nici nu i-am chemat la biserică. Scopul meu și rugăciunea mea e ca ei să vină la Hristos, să-L găsească pe Hristos. Slavă Domnului, slavă Domnului, mă bucur să aud lucrul acesta, mărturii de pe terenul de luptă, că până la urmă este o luptă spirituală. Evanghelizarea de a merge de la om la om, de a intra în mediul lui și de a încerca să-i vorbești, este o luptă pe care trebuie să te ții împreună cu Domnul. Uite, ne apropiem de încheiere și... Așa de repede? Da, uite, nu ține să crezi. Timpul trece, trece așa de repede timpul. Și mi-e teamă că n-am reușit să... Dar mai mult decât putem face noi, eu mă rog ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să trimită un zel, un duh de trezire, de misionarism, de evanghelism, de evanghelizare în inima tuturor credincioșilor. Tocmai asta vreau să te rog. Să ai un cuvânt așa, o concluzie, o încurajare, un îndemn de... O chemare la a face evanghelizare. Un cuvânt pentru frații noștri care sunt reticenți, nu găsesc, să spunem, poate oportun sau potrivit, nu se văd în stare,
nu-și găsesc timp, astfel încât să facă lucrul acesta, să se implice într-un mod de a merge mai departe și a spune Evanghelia. Așa, un cuvânt, un verset, ce spune Dumnezeu pe inimă acum la finalul emisiunii? Erau sărbătorile Sfintele Paște și unul dintre vecinii mei, fiind singur, copiii lui plecați în străinătate, la o vârstă destul de înaintată, mă cheamă să bem un pahar de vin. El știe că eu sunt pastor, știe că nu beau, dar mă cheamă la un pahar de vin. Și mă întreabă soția, ce faci, te duci? Și spune, eu mă duc și bei, beau. Și am zis, dacă el m-a invitat la un pahar de vin, eu mă duc să stau cu el de vorbă la un pahar de cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu când o să mai am șansa asta să mă invite în casa lui, să fie și sărbătorile și să stau de vorbă cu el, să-i spun despre Domnul Iisus Hristos. Și vă spun, am avut cu el o discuție atât de pătrunzătoare, atât de adâncă, și în câteva minute, în câteva cuvinte, n-am băut paharul de vin, ca să fie clar pentru toți, dar în câteva cuvinte am profitat să-i spun despre Domnul Iisus Hristos. Știți, uneori, și vreau să închei cu gândul acesta, uneori noi ne gândim la vecinii noștri ca la ceva pe care să-i ținem departe, nu vrem să ne deranjeze, nu vrem să calce în casa noastră, nu vrem să ne știe, dar Dumnezeu ne-a așezat într-o anumită comunitate, lângă anumiți oameni, de care vrem sau nu vrem, spune Scriptura, vom da socoteală într-o bună zi. Sângele lor se va cere de la noi. Ce am făcut? Le-am spus Evanghelia sau am preferat mai degrabă să îi evităm, să tăcem? Datoria noastră este să spunem oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să închei cuvântarea pe care am avut-o și emisiunea noastră de astăzi cu speranță că niciun cuvânt de la Dumnezeu, așa cum ploaia cade și face pământul să rodească, la fel cum zăpada, la fel cuvântul lui Dumnezeu, une cade, el rodește. Un verset pe care m-a încurajat pe mine foarte mult, foarte mult, pentru că am făcut evanghelizare și mulți mi-au spus, Ovidiu, cam degeaba umbli, degeaba alergi, nu prea vin la biserică, unde-s, până la urmă și frații din biserică zic, dar unde-s rezultatele, că umblați pe stradă, dar unde-s oamenii aia pe care, de ce biserica, de ce nu vin la biserică? Este abordarea greșită asta, o să discutăm altă dată despre asta. Și ce spune Apostolul Pavel, îi spune lui Timotei foarte frumos, plugarul trebuie să muncească până să strângă roadele. Așa este. Datoria noastră este să punem cuvântul lui Dumnezeu. Suntem semănători. Da, eu mi-am propus și nu vreau să plec până nu spun lucrul ăsta. Mi-am propus să dăm anul ăsta cel puțin 250 de Biblii și cel puțin 1000 de Noi Testamente. Și nu vreau să se termine anul până nu facem lucrul acesta. Lucruri concrete. Cu o ștampilă puse pe acolo adresa bisericii, un telefon. Noi vrem să dăm cuvântul lui Dumnezeu în mână oamenilor și să-i rugăm să citească cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe este datoria lui Dumnezeu. Dar întrebarea e, ne facem noi datoria asta, partea asta? Trebuie să facem. Sunt puțin lucrători, trebuie să tragem, hai să ieșim, hai să facem. Ne-e greu când vine vorba să ieșim pe stradă, să dăm unui coleg o broșură, un Nou Testament, să ne facem partea noi. Și Dumnezeu își va face partea cu siguranță. Dacă noi ne facem partea, Dumnezeu cu siguranță își va face partea. Și mă rog ca Dumnezeu să învioreze toate bisericile noastre, care sunt îmbătrânite, care sunt uneori apăsate, descurajate. Ne uităm ce a făcut și pandemia. Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare și de trezire spirituală. Cum? Având botezuri, având oameni în fiecare duminică care să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos în bisericile noastre. Pentru că ăsta e scopul bisericii, da? Pe lângă închinare, scopul ei este să facă evanghelizare. Amin. Slavă Domnului. Mulțumesc foarte mult, Ovidiu, pentru prezența ta în emisiune. Și eu vă mulțumesc. A fost o încântare să stăm de vorbă. Slavă Domnului. Cu siguranță vom continua discuția într-o altă ediție. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați urmărit. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere.